Demonstrație pro-palestiniană în capitala Franței, la Paris. Foarte interesant ce se întâmplă acolo, pentru că o interdicție a prefectului a fost ridicată în instanță. Vă reamintesc că ministrul de interne al Franței a decretat că pe tot teritoriul țării sunt interzise manifestațiile pro-palestiniene și evident că acest ordin a fost apoi denominat de prefecții din toată Franța, este exact ca la noi, doar că la Paris pro-palestinienii care au organizat această manifestație au obținut ridicarea interdicției în instanță, motiv pentru care îi vedeți pe oameni în stradă în această seară. Toată lumea se așteaptă la violențe, pentru că s-a întâmplat în multe alte locuri. De exemplu, la Berlin sunt de pomină imaginile de aseară. 174 de oameni au fost arestați în capitala Germaniei la manifestația despre care vă vorbeam și 65 de polițiști germani au fost duși la spital, au avut nevoie de îngrijiri medicale. Astăzi, sindicatul polițiștilor din Germania spune că pe străzile Germaniei este în plină desfășurare un război religios. În plină desfășurare un război religios. Oricine își dorește, adaugă polițiștii germani, oricine își dorește protecția noastră, ospitalitatea noastră, coexistența democratică, nu se poate opune legilor noastre și în același timp să ceară protecție. Ce se întâmplă, ce arată această tensiune revărsată pe străzile orașelor din țările democratice, în multe cazuri este vorba despre mesaje antisemite vădite. Poliția germană vorbește despre instigare la antisemitism. Este motivul pentru care au intervenit la demonstrația de aseară. Vedeți imaginile. Sunt întrebări grele. Întrebări pentru invitații noștri în această seară la Digi24. O seară complicată pentru că în Israel se vorbește despre o iminentă invazie terestră în fâșia Gaza. Premierul Netanyahu, ministrul apărării, au fost și au vizitat pe soldați, cei 300.000 de soldați care sunt masați la granița Israelului cu Gaza și le-au comunicat că în curând vor vedea Gaza pe dinăuntru. Ministrul apărării spune că soldații trebuie să fie pregătiți pentru că ordinul va veni imediat și sunt îngrijorări în regiune. De exemplu, ministrul de externe al Iordaniei spune că se teme pentru ce e mai rău în războiul din fâșia Gaza. Pentru mâine, guvernul de la Cairo a cerut, i-a chemat pe cetățenii egipteni la o vineri a furiei. De ce face asta Egiptul în condițiile în care tocmai participă la șantierul redeschiderii punctului de trecere de la Rafah, acolo unde trebuie să fie primite ajutoarele umanitare pentru civilii din Gaza? Pe acolo bănuim că vor fi lăsați unii dintre ei să scape de infernul din fâșia Gaza. De ce face asta Egiptul? Din nou este o întrebare. În studioul nostru, în această seară, Liliana Ruse este realizator briefing. Bună seara! Ion Meioniță este redactor șef istoria. Bună seara, Ion Meioniță! Marius Pieleanu, sociolog. Bună seara! Și în această oră vom sta de vorbă cu Celu Rosenberg. Celu Rosenberg este profesor în Israel și editorialist la Haaretz. Vrem să știm care este starea de spirit. Ce se întâmplă cu această iminentă invazie? Cum spune ministrul de externe Liliana Ruse din Iordania, ne temem pentru ce e mai rău. Am văzut evaluări conform cărora această intervenție terestră, intrarea soldaților israelieni, cu oricât de mare grijă ar avea ei, nu are cum să nu ducă la morți ale unor civili. Cosmin, am prins aici împreună momentul apariției știrii legate de explozia de distrugere a spitalului din Gaza. Și am văzut cu toții ce amploare a luat într-un timp extraordinar de scurt. A fost absolut incredibil cum știrea s-a propagat, cum guvernele din Statele Arabe au reacționat rapid, cum populația a ieșit în Cisjordania, a ieșit în Gaza, a ieșit în Turcia și în multe state arabe să protesteze. E clar că este greu de crezut că Israelul nu va avea victime odată cu intrarea în Gaza, victime civile. Și atunci, fiecare din bucățile de operațiune ale Israelului care se soldează cu victime va fi amplificată de propaganda Hamas, de propaganda Hezbollah, care lucrează, am văzut, extrem de eficient.
Fiecare dintre aceste lucruri nu va face decât să amplifice tensiunea existentă deja în societățile din statele vecine Israelului, dar și din statele europene. Mă uitam la imaginile pe care le-ai difuzat mai devreme. Te întreb ce caută oamenii aceștia pe străzi, ce vor de fapt și de drept. Sigur, poate fi o formă de solidaritate cu civilii din Cisjordania și Gaza, mai ales din Gaza. Dar aici cred că asistăm și la un debușeu, la o expresie a nemulțumirii unei părți din societatea occidentală afectată deja în ultimii 2 ani de criza generată de războiul din Ucraina. Prin urmare, nu-mi imaginez că este strict o măsură, o ieșire în semn de solidaritate cu Hamas și de protest împotriva Israelului, ci mai mult o descărcare a tensiunii sociale acumulate în ultimii 2 ani. Dar care se exprimă în stradă, exact în susținerea Hamas, adică în susținerea teroriștilor. Și șocant, cum spuneai, faptul că în Germania încep să apară manifest mesaje antisemite. Exact. Să ne amintim cu toții câtă grijă a avut Germania după al doilea război mondial cu antisemitismul. Cred că e o parte importantă din explicație pe care trebuie să le dăm telespectatorilor noștri, Ion Meioniță. Pentru oamenii ăștia, Israelul a bombardat un spital. Chit că spitalul e în picioare, de fapt a apărut o gaură într-o parcare, e adevărat, au murit niște oameni din cauza unei rachete a jihadului islamic, dar această versiune a poveștii e purul adevăr, pentru că am primit dovezi, mi s-a explicat. Această versiune a poveștii pentru ei nu există. Pentru ei Israelul a bombardat un spital din Gaza. Da, nici nu are cum să fie altfel, pentru că sunt două tabere complet diferite. Nu pot să aibă încredere în niciun fel în ceea ce spune cealaltă parte. Și vestea că Israelul a bombardat un spital plin cu civili și au murit sute, s-a răspândit ca focul și a generat un val de violență și generează în continuare. Chiar dacă după aceea au venit precizările legate de cine a tras, de unde venea racheta, nu era Israel, nu a fost bombardat spitalul, din păcate foarte mulți oameni au murit, dar nu sute de oameni cum s-a raportat. Deci toate acestea fac parte din războiul informațional, din războiul de propagandă, pentru că era de așteptat ca într-o asemenea situație extrem de tensionată să apară și tot felul de alte incidente, accidente, tragedii. S-a întâmplat această tragedie și avem aceste informații că a fost o rachetă care a mers în altă parte decât era programată, ceea ce este foarte plauzibil, pentru că știm cum se fac rachetele prin subsoluri pe acolo și prin tuneluri, dar era de așteptat să se întâmple o tragedie care apoi să fie speculată în sensul ăsta. Oamenii sunt buni doar să fie uciși, ca pe cadavrele lor să se construiască narațiuni de război. Cam asta este ce s-a întâmplat cu acest caz. Și ceea ce mai rău s-a întâmplat și ceea ce mai rău probabil se va întâmpla în continuare. Pentru că e clar că suntem pe un butoi de pulbere care a explodat deja, e în curs de explozie și cele mai rele coșmaruri se întâmplă. Până unde se va duce această explozie? Cât de tare se va întinde? Că asta nu este, știm cât de tare se va întinde. Vedeți că bun, este și impactul mediatic, este alt impact uriaș, este a rețelelor de socializare, care nu transportă de ieri de azi mesaje ale urii. Sunt de zeci de ani de zile pe anumite canale se transmite numai ură și pentru aceste generații care sunt crescute în acest spirit, nu există altceva. Există doar arma, există doar inamicul, care este foarte bine identificat, un inamic care trebuie lichidat de pe suprafața pământului. Deci nu există nuanțe pentru anumite categorii. Bineînțeles, nu toată lumea e la fel și sunt și oameni raționali care gândesc, care încearcă să înțeleagă, care încearcă să se desprindă de cercul vicios al violenței și al terorii. Pentru că este un cerc vicios pe care aceste organizații extremiste teroriste îl întrețin cu bună știință.
ce s-ar fi întâmplat dacă procesul de pace, care a avut marele succes de la Oslo, ar fi continuat. Aceste organizații extremiste, teroriste, nu-și mai aveau loc. Adică ce făceau într-o lume în care s-ar fi ajuns la pace până la urmă. Deci interesul este ca să faci orice pentru a submina un proces de pace și pentru a aduce radical la putere peste tot. O informație importantă, cred eu, în contextul ăsta în care vorbim despre iminența atacului terestru, este că armata israeliană astăzi ne spune că nu are niciun fel de informații despre 200 de ostatici care sunt ținuți în fâșia Gaza. Armata israeliană nu poate să spună dacă ei mai sunt în viață sau nu. Asta după ce zile bune s-a vorbit despre 199 de ostatici, astăzi pe lista au mai apărut încă 4, în total sunt 203. Dar informația cheie, mai ales că ne gândim că urmează această invazie terestră, este că armata israeliană nu știe câți dintre acești 203 mai sunt în viață. Cu toții, domnule Pieleanu, ne-am tot gândit, am și primit explicații că armata israeliană are ca prim obiectiv eliberarea acestor ostatici și că atunci va acționa într-un anume fel. Dar în seara asta, pe mai multe căi, primim informația, vestea că invazia va exista. Presa israeliană vorbește inclusiv despre discuția tet-a-tet care a existat între Benjamin Netanyahu și Joe Biden, discuție în care Joe Biden i-ar fi dat binecuvântarea, i-ar fi dat lumina verde pentru această invazie terestră. Și atunci cu toții ne gândim la anunțul pe care îl va face la noapte Joe Biden, dar până acolo, Marius Pieleanu, cum e să anunți înainte de a intra în Gaza că nu știi dacă mai sunt în viață sau nu? Pur și simplu sunt depășite serviciile de informații israeliene. Adică atacul a fost atât de brutal și atât de spontan, admitem spontan pentru că Israelul n-a avut informații consistente, încât nu se pot contabiliza victimele, la rigoare nu se pot contabiliza cei care au fost răpiți, practic, din Israel. Și înaintează oarecum un orb, în opinia mea. E mai mult decât o simplă intervenție asupra unei organizații teroriste și considerată ca atare de toată lumea liberă. Este, de fapt, o luptă între democrație și fundamentalism. Orice fel de tip de fundamentalism, în cazul nostru religios. Și democrația trebuie să învingă. Chiar dacă poate mijloacele vor fi mai puțin licite, mai puțin, cum să spun, democratice, stați în repetiția termenului. Dar democrația trebuie să învingă și acolo. Pentru că Israelul e singura, e o insulă de democrație într-o zonă a lumii arabe dominată de autoritarism, dominată de fundamentalism, de islamism fanatic. Da? Nu e nimic rău să fii musulman. E foarte rău să crezi că ești rasă superioară, ca să zic așa, dacă crezi în Mahomed și în Allah și nu în altceva. E complicat, e complicat. Sigur că i-au câștigat un război aparent de etapă de imagine lumea arabă și musulmani în general, pentru că vedeți, studiile spun că importantă este prima impresie. Dacă ea este infirmată, nu strici o știre bună de dragul adevărului, e o vorbă lumea presei. Dar în cazul nostru, cam 80% din conținutul inițial a rămas în mentalul colectiv. Vă referiți acum la explozia din parcarea spitalului? La minciuna, da, cu spitalul. 80% din informația ca atare a rămas în mentalul colectiv, în lumea musulmană. De ce? Pentru că voiau să audă așa ceva. Și pentru că Israelul nu e o sursă credibilă pentru ei. Și pentru că Israelul nu e o sursă credibilă pentru ei. Noi ceilalți, cu gândire democratică, sigur că am acceptat argumentele absolut raționale ale părții israeliene. Dar musulmanii, parte din ei din zona mai ales a lumii arabe a Orientului, mijlociu cu precădere, au crezut pentru că voiau să creadă așa ceva. Confirmau cumva în logica lor cât de nenorociți sunt evreii, cât de ticăloși sunt și așa mai departe. Și am ajuns în situația asta în care avem în lumea liberă, iertați-mi repetiția sintagmei, dar e important să rețină, unde este democrația. Franța a inventat democrația modernă și instituțiile sale. În lumea liberă există manifestații antisemite
da, antisemite, pro-Hamas, nu pro-Palestina, că sunt lucruri diferite, pro-Hamas, în favoarea existenței organizațiilor teroriste. Așa ceva nu trebuie să existe. Vă voi provoca imediat să comentăm unde stau românii, apropo de această stare de spirit foarte încărcată și incertitudinilor pe care le avem cu toții în legătură cu mersul războiului din Israel, dar înainte am o informație nouă. România va participa, dincolo de mecanismul european, România va trimite ajutoare pentru civilii din fâșia Gaza. Aflăm în seara asta că premierul, la propunerea Departamentului pentru Situații de Urgență, a convocat Comitetul Național pentru Situații de Urgență și, printr-o hotărâre nouă adoptată, va fi acordată asistență pentru populația civilă din Gaza. Un avion al Ministerului Apărării Naționale va transporta asistență umanitară pentru civilii din fâșia Gaza în interiorul mecanismului european, pentru că Uniunea Europeană trimite ajutoare prin Egipt, care vor ajunge apoi în fâșia Gaza. Un studiu avantgard, pe fondul imaginilor pe care le primim de la Berlin, de la Paris, sunt demonstrațiile din seara asta. Despre starea de spirit a românilor, care a fost măsurată de Avangard la comanda Digi24, cu rezultate bune și cu rezultate mai puțin bune, sunt întrebați românii dacă Israelul este îndreptățit să atace Gaza, de exemplu, și răspunsurile sunt 50-50. Aproape că egal răspunsul, o treime sunt de acord, o treime nu sunt de acord și o treime nu știu ce să răspundă. În conflictul dintre Israel și Palestina, după părerea dumneavoastră, cine are dreptate și Israelul este cu 41%? Cum vi se pare? Israelul are dreptate? Și încă o întrebare interesantă cu un răspuns foarte bun este cea referitoare la ce este Hamas. Este o organizație teroristă sau o organizație legitimă pentru apărarea drepturilor palestinienilor? 71% dintre români spun că este o organizație teroristă. Dar cum remarcă Marius Pieleanu, există un 7%, și este un mare semn de întrebare și un semnal de alarmă, există un 7% care consideră că e o organizație legitimă pentru apărarea drepturilor palestinienilor. Adică peste un milion de români spun asta. Un milion, raportându-ne la cifre. Domnule profesor, dar putem face o translație? Faptul că 7% dintre respondenți spun că Hamas este o organizație legitimă, putem echivala acest procent cu procentul de antisemitism? Nu. Mai ales că la întrebarea... Să nu ne jucăm, că suntem pe un teren nisipos, e periculos să punem, să tragem concluzii... Echivalent. Sigur, nu. Și conceptul de antisemitism are, cum să spun, reflexe moderne. Nu mai e cel din perioada interbelică a secolului 20. Lucrurile erau foarte clare. Încerc să găsesc o explicație pentru acest procent, care și mie mi se pare foarte mare. Acum, cinstit, nu doar în România, ci și în general în foarte multe societăți, în societăți occidentale. Ceea ce știm este că a crescut sentimentul antisemit. Asta e cu siguranță și la noi. Sigur că da. Siguranță, da. Și autopercepția lor, pentru că coroborați cu ce am prezentat săptămâna trecută din studiu făcut pe comunitatea evreilor din România. E adevărat, în marea lor majoritate în vârstă și au prins lucrurile tragice. O parte din ei erau copii atunci. Unul din patru care îmi declară, domnule, am trăit în România asta a secolului 21 evenimente cu caracter antisemit. Așa le-au perceput ei înșiși. Dar cred că știu ce înseamnă reacția antisemită, că sunt trecuți din păcate. Și atunci ce explicație aveți pentru procentul acesta de 7%? Pentru că întrebați foarte clar. Vă dau o veste proastă. Mi-e teamă că cifra în realitate e mai mare. E o speculație. Dar mă tem că așa e, pentru că există un anumit tip de spirală a tăcerii atunci când întrebi abrupt chestiuni de genul ăsta. Știți? Adică mult mai nesincer sunt în astfel de situații decât atunci când îi întreb cu ce partid votez dacă duminica ar avea loc alegeri. Mm-hmm. Acolo... Le-aș spune telespectatorilor și că sondajul pe care îl vedeți pe ecran măsoară starea de spirit la cald. Da, ați spus că ați prins inclusiv urmările exploziei de la spital, adică încă mai puneați întrebări. Miercuri și joi au fost culese datele, 16 și 17. Bun. Și 18. Și Ion Meuniță, apropo de o măsurare a sentimentului... Scuzați-mă, luni, marți și miercuri, m-am încurcat.
luni, marți și miercuri. Deci astăzi este joi, da, luni, marți deci și miercuri. Da, ați prins. Da, bun. Da. Dumneavoastră personal, aveți o opinie mai degrabă pozitivă sau mai degrabă negativă despre prima categorie? Sunt catolicii și părerea pozitivă este 79%, evreii 60%, părere pozitivă despre evrei. Doar o secundă. Și merge în jos până la... Cu scuzele de limbare, durează o secundă. Am scos, acum vă fac o mărturisire, am decis împreună cu colegii mei să scoatem reacția față de homosexuali. Da. Ok, pentru că era... Care e dezastruoasă deja, și nu vreau să... Dar era deja o altă categorie. Era o altă categorie, la limită metodologică. Dar nu, aici sunt catolici, amestecăm lucrurile. Exact, nu amestecăm. Catolici, evrei, budiști, arabi și musulmani. Astea au fost măsurate. Da, așa. Deci, 60% părere pozitivă despre evrei. Părere negativă 23%, 17% nu știu, nu răspund. 60% părere bună despre evrei. Părere da. Bună, 60, da. Da. Cum e? Nu știu ce, cât de mult ne arată o fotografie a societății românești, un sondaj realizat în aceste situații, în aceste circunstanțe, în care suntem în război, în care vedem ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Oamenii sunt în stare de șoc văzând aceste imagini. Chiar dacă suntem mai departe, dar totuși ești lovit emoțional, nu poți să te uiți că dacă ești total... insensibil, asemenea imagini, indiferent că sunt copii palestinieni sau copii evrei uciși. Dar cred că societatea românească are mari dificultăți să se privească în oglindă. Mari dificultăți. Am avut perioada comunistă care a distorsionat complet imaginea și mulți dintre cei care au asemenea percepții cred că vin din perioada comunistă. Mă refer la cei la 7%. Când știm foarte bine relațiile pe care regimul comunist le avea cu lumea arabă, cu palestinienii, cu Arafat, care era toată ziua la București și lupta pentru poporul palestinian, propaganda lucra foarte bine și pe vremea aia. Pe de altă parte, să nu uităm moștenirea noastră istorică legată de evrei și de antisemitismul care a făcut ravagii în România. De care nu se vorbește... Noi nu vorbim pentru că am vrut să ascundem toate aceste adevăruri dureroase despre noi înșine. Nu ne place, este un complex probabil și ar trebui explicat. Nu ne place să spunem că antisemitismul în România după 1900 a fost devastator și mai ales și înainte a fost, nu fac delimitări, dar mă refer la o perioadă mai modernă, ca să nu mergem în evul mediu sau mai știu când. Intelectualitatea românească a fost în bună parte antisemită, nume mare ale culturii românești au fost antisemiți și au fost antisemiți militanți, violenți, nu mai vorbesc de mișcările politice, mișcarea legionară și așa mai departe, dar nu, culmea era că nu era numai mișcarea legionară singura formațiune antisemită, era o puzderie în România și s-a văzut foarte bine la ultimele alegeri democratice înainte de instaurarea dictaturii regale cu scorurile pe care le-au îndeplinit și cu cine a venit la putere. Atunci au un partid profund, profund antisemit care a pus și în aplicare legi antisemite în România. Conform legilor de la Nuremberg, noi le-am aplicat începând cu 37, 38, 39, 40. Am luat aceleași tipuri de legi pentru evreii din România. Nu ne referim la evrei care au fost în teritorii pe care armata română după aceea le-a luat în stăpânire și în administrație, în Transnistria, Odessa și așa mai departe, unde, conform tuturor evaluărilor celor care au studiat Holocaustul și ale Yad Vashemului, sunt peste 300 de mii de victime. Deci asta nu ne place să o spunem, ba chiar contestăm vehement și am contestat întotdeauna și am spus nu, să ne-i lase în pace, statuile noastre să rămână acolo și fără să explicăm nimic. Normal că generațiile de astăzi de unde să știe? Corect. De unde să aibă informațiile? Dacă noi nu digerăm, ce s-a întâmplat legem, sigur, în România cu cetățeni români încă o dată. Cetățeni. Nu că altă crimă împotriva altor cetățeni n-ar fi la fel de grav, la fel de grav este Holocaust. Uh-huh. Dar au început cu cetățeni români care au fost li s-au răpit drepturile de cetățean. Mergem în Israel. Mergem în Israel, stăm de vorbă cu Celu Rosenberg, este profesor
de istorie politică și relații internaționale, editorialist la Haaretz. Bună seara, domnule profesor! Bună seara, bună seara! Da. Vă rugăm să ne ajutați să înțelegem starea de spirit, pentru că le-am explicat telespectatorilor noștri în această după-amiază. Premierul Netanyahu, ministrul apărării au fost la soldații care sunt masați în apropiere de granița cu fâșia Gaza, iar ministrul apărării a spus, în curând veți vedea Gaza pe dinăuntru. Pentru noi toți înseamnă că e iminentă invazia. Ce înțelegeți dumneavoastră? Iminent se poate. Care va fi data exactă, deocamdată nu se știe, dar Israelul este ferm convins că asta a rămas ultima soluție care există în fața lui după masacrul care s-a făcut pe data de 7. Adică o operație militară terestră este aproape sigură, pentru că altă posibilitate de a să spunem așa, de a nimici, de a extermina cu toate Hamasul, nu există altă soluție decât de intrare terestră. Fostul prim-ministru Ehud Barak, într-un interviu pentru NBC, spune că e nevoie de 10.000 de soldați și o perioadă foarte lungă de timp, multe resurse, asta apropo de situația complicată din fâșia Gaza, pentru ca teroriștii Hamas să fie eliminați. E conștientă armata de această dificultate? Suntem cu toții anunțați că va fi un război lung. Armata este foarte conștientă. Armata a făcut pregătirile care trebuie făcute. Din cauza asta nu s-a intrat imediat și fostul prim-ministru Barak are dreptate. Dar, încă o dată, vă pot spune din ceea ce aud, înțeleg și vorbesc cu oameni. Conducerea Israelului, populația Israelului în ziua de astăzi este ferm convinsă că singura soluție este de a face din Gaza un câmp destul de prielnic și nu mai mult decât atât, pentru că eu nu vorbesc de a omorâ oameni nevinovați, nu vorbesc de a scoate copii și a-i împușca și așa mai departe. Nu. Dar tot ce a fost, toată concepția care a fost până astăzi, nu mai poate fi. Toată concepția de a face un fel de pace și așa mai departe, este o chestie care s-a îndepărtat, după mine, pentru încă mulți zeci de ani înainte. Situația până la data de 7 nu va fi aceeași. Ce se va întâmpla după aceea, după această invazie? Există avertismente, inclusiv Joe Biden, înainte să vină în Israel, spunea că ar fi o mare greșeală ca invazia să se încheie cu ocuparea fâșiei Gaza. Cum vedeți? Eu vorbesc de majoritatea populației israeliene, nu vorbesc de acele părți din populație care sunt ultra-naționaliste, ultra-religioase și vor Israelul mare. Noi vorbim de populația majoritară. Populația majoritară nu vrea ca să se rămână în Gaza. Populația majoritară nu vrea ca să se înființeze tot felul de așezăminte noi. Au declarat majoritatea conducătorilor politici. Îi putem crede, nu-i putem crede. Știu din punct de vedere militar și din punct de vedere relațiilor Israelului cu anumite țări, asta este adresa Israelului. După masacrul din 7 octombrie, cetățenii Israelului sunt în stare de șoc? Cetățenii sunt în stare de șoc și am să vă spun de ce. Am să vă spun de ce, pentru că multe concepții care pot fi alăturate la, să spunem,
pentru a trăi sau pentru a fi niște vecini buni. Dacă situația economică în Gaza, s-a spus, va fi mai bună și vor avea de lucru și așa mai departe, asta a fost marea lovitură a populației israeliene pe data de 7, din al doilea punct de vedere, auzind sfârșitul discuției noastre cu invitatul nostru despre Holocaust, niciun israelian de vârsta mea sau mai în vârstă și chiar mai tineri nu și-au putut închipui că niște oameni care sunt niște hiene pot face niște lucruri care, mă scuzați, am învățat și eu despre Holocaust, părinții mei au fost supraviețuitori ai Holocaustului din România. Niște crudități de acest gen, lucruri care am văzut, copii spintecați, decapitați și așa mai departe, păi nici măcar naziștii n-au făcut asta. Nici măcar naziștii n-au făcut asta. Au făcut ăștia musulmani, aia ultra nebuni. Dar cum se poate așa ceva? Cum se poate așa ceva? Marea durere a poporului din Israel este că pe plan internațional, și mă scuzați că vă spun, chiar și în România, presa, tot felul de oameni care au o influență mai mare, pun problema complet greșită și vă pot spune, pot să vă spun vă ascultăm, un exemplu? Vă rog. Am intrat ieri, fiind curios totuși care este atmosfera în România, am intrat spre propunerea unui prieten la un ziar care este foarte UA. Și am văzut acolo un podcast condus de un ziarist care a interviviat un mare ziarist, pentru că îl numea domnul maestru. Ok. Și am ascultat analiza domnului maestru și am rămas paf. Adică, ok, domnule, vrei să analizezi situația, vrei să... asta? Aproape că am înțeles despre ce vorbiți. O singură, deja nu mai avem timp și mi-aș dori să mai avem ocazii, cu siguranță le vom mai avea, de a vorbi despre valul ăsta de antisemitism din toată lumea civilizată. Dar aș mai avea o ultimă întrebare, așa, fără minute, cum mai suntem acum. Spuneți-ne, la ce așteptări aveți, ce așteptări au cetățenii Israelului în legătură cu ostaticii care sunt ținuți în Gaza? 203, ne spune azi armata israeliană. 203, da, de la 199 la 203, și asta este încă un număr care nu este sigur complet. Israelul cere și cred că are dreptate, dacă se vor face tot felul de gesturi umanitare, gesturi umanitare înseamnă de a elibera copii, bătrâni, bolnavi și așa mai departe, înainte de absolut tot. Da, spre părerea mea de rău, domnul Biden a reușit să influențeze pe domnul Netanyahu, care este prim-ministru, și probabil că mâine vreo 20 de camioane vor ajunge cu tot felul de lucruri în Gaza. Uh-huh. Nu se poate face absolut niciun gest umanitar până când copiii singuri, bătrâni schingiuiți și așa mai departe, nu vor fi eliberați. Reîntorși. Vă mulțumesc eliberați. Mult!
Vă mulțumesc, domnule profesor. Celu Rosenberg este profesor de istorie politică și relații internaționale, editorialist la Haaretz. Pauză și ne întoarcem. Nu uitați, în seara asta anunța lui Joe Biden, președintele Statelor Unite, li se adresează americanilor după ce a venit din Israel. Ce ar putea să le spună? Ce ar putea să anunțe? Mai ales că știm că va vorbi despre ambele războaie, Ucraina și Israel. După o scurtă pauză, vă așteptăm. Informație nouă care vine de la ministrul economiei din Israel, care într-un interviu la ABC News a spus așa: armata are undă verde pentru a pătrunde în Gaza, oricând este gata, ostaticii și victimele civile vor fi secundare distrugerii Hamas. Bineînțeles că vom face toate eforturile pentru a aduce ostaticii în viață, dar prioritară este distrugerea Hamas. Îl vedeți pe ecran pe Joe Biden, președintele Statelor Unite, după vizita în Israel, proaspăt ajuns acasă, va avea un discurs pentru națiune către cetățenii Statelor Unite, se întâmplă în această noapte, discursul va fi în direct la Digi24, știm că va vorbi despre războaiele care ne afectează pe toți, ne interesează pe toți, războiul din Ucraina și războiul din Israel. Și ca să vă dați seama cât de important e momentul, cât de delicat este momentul, Axios are un scoop care sună în felul următor. Statele Unite vor trimite 10.000 de obuze de artilerie către Israel, în condițiile în care inițial aceste obuze de artilerie erau destinate să ajungă în Ucraina. Ar fi trebuit să ajungă în Ucraina și vor merge în Israel, pentru că armata israeliană are nevoie pentru următoarele zile, pentru următoarele luni, pentru războiul care stă să înceapă de ajutor militar. În plus, două baterii pentru Iron Dome, pe care Statele Unite le cumpăraseră din Israel, se vor întoarce în Israel. Israelul are nevoie de ele. Israelul anunță astăzi că își retrage ambasadele din Bahrain, Iordania, Maroc, Egipt și Turcia. Sunt mai multe avertismente în legătură cu plecarea cetățenilor din Liban. Este vorba despre cetățenii israelieni, americani, germani și britanici care trebuie să plece de îndată din Liban. Știți, Liban este țara Hezbollah. Este țara din care, din sudul căreia Israelul, de când a început războiul cu Hamas, este lovit continuu cu rachete. Armata israeliană ne-a spus că a fost vorba despre 30 de rachete și astăzi, surpriză, asta e o informație pe care trebuie să o comentăm, Hamas spune că dintre cele 30 de rachete lansate, 20 ar fi fost lansate de Hamas, nu de Hezbollah. Cât preț putem pune pe informația asta? Ce reprezintă ea? Ne vom lămuri imediat cu invitații noștri. Aș adăuga și informația că Departamentul de Stat a lansat în această seară un extrem de rar apel către cetățenii americani de pe toată planeta să fie extrem de atenți. Acest apel de securitate sună în felul următor. Există zone pe planetă unde este foarte multă violență și sunt foarte mari tensiunile. De aceea este iminent un atentat la adresa cetățenilor americani sau la adresa intereselor americane. De aceea Departamentul de Stat le cere cetățenilor SUA să fie foarte atenți. Lili Ruse, ce anunță toate informațiile astea? Pare așa că suntem într-un crescendo, nu? Suntem într-un crescendo și toată, văd că întreaga presă internațională anunță aceeași informație, faptul că este iminentă, că invazia terestră. Mă gândeam însă la ce se întâmplă în Statele Unite, pentru că suntem cu toții în așteptarea discursului pe care îl va ține Joe Biden. În momentul ăsta o situație politică extrem de delicată în plan intern pentru Joe Biden. Mă uitam, este atacat nu doar de republicani, ci și din interiorul propriului partid, din stânga, pentru poziția față de Israel. Pe de o parte, republicanii îi reproșează faptul că nu face destule pentru Israel, de cealaltă parte, democrații din stânga extremă îi reproșează faptul că este mult prea îngăduitor și nu se ocupă foarte tare de problema palestinienilor. E un discurs și probabil, mă gândesc, pe care de consecință logică faptul că
Israelul va aștepta totuși acest discurs și anunțuri de pe care le va face Joe Biden pentru a începe invazia terestră, pentru că Joe Biden are de pregătit populația Statelor Unite. Populația Statelor Unite aflată din nou în situația de a se teme pentru siguranța sa. Pentru că rămâne în memoria, a rămas în memoria colectivă și probabil va rămâne pentru multe generații atacul de la 11 septembrie, când Statele Unite au fost atacate fix pe motivul că susțin Israelul. De aceea cetățenii americani în momentul acesta sunt o țintă în multe zone din glob. Siguranța cetățeanului este, n-are cum să nu fie pe agenda lui Joe Biden și cu siguranță mă cert că va încerca să transmită populației Statelor Unite faptul că America nu este într-un pericol real. Ăsta este mesajul, cred, mesajul cu care asupra căruia va insista, pentru că asta trebuie să facă un președinte în condițiile în care lumea întreagă e în criză, iar America nu are cum să nu fie în centrul acestei crize. Departamentul de Stat anunță că 32 de cetățeni americani au fost uciși în atacul terorist de pe 7 octombrie și în continuare există 11 americani despre care nu se știe nimic. Se presupune că unii dintre ei, dacă nu chiar toți, sunt ținuți ostatici în fâșia Gaza. Ion Meioniță, ce se întâmplă, la ce vă așteptați? La o invazie a forțelor de apărare israeliene, IDF-ul, în fâșia Gaza. Este un obiectiv pe care Israelul l-a anunțat imediat după atacuri. Este esențial să elimine Hamasul de acolo. Cum o va face? Partea ca pe care o vom vedea în următoarele zile. Nu știm când va începe această invazie. Invazie, incursiune în teritorii, dar va fi foarte diferit, cred, față de ce am văzut până acum. Adică Israelul nu-și mai permite niciun fel de pas înapoi, nu-și permite niciun fel de greșeală. Are două obstacole majore pentru armată, pentru orice fel de armată din lume, oricât ar fi ea de pregătită. Ostaticii, proprii ostași, 200 și de oameni, poate mai mulți, spunem persoane, dar sunt și copii. Sigur. Sunt și copii care au fost răpiți. Copii și bebeluși. Și bebeluși. 40 din mâinile de armata israeliană. Părinților. Odată. Al doilea obstacol major, populația civilă de acolo. 2 milioane de oameni care sunt înghesuiți pe fiecare metru pătrat. Și așa încât să porți o operațiune militară într-un asemenea mediu este îngrozitor de greu. Plus, militanții Hamas, bineînțeles, mulți dintre ei hotărâți să creeze ambuscade, să folosească terenul, să folosească zonele extrem de aglomerate și, evident, specialiștii, experții israelieni, militari știu foarte bine și au ținut cont de toate aceste lucruri în planificarea acestei operațiuni. În al treilea rând, războiul psihologic, războiul informațional. Sigur că sunt convins că Hamas a pregătit toate canalele de informații cu imagini, cu acest soi de informații care n-au nicio legătură cu ceea ce se întâmplă pe teren sau au o legătură, dar sunt cu totul și cu totul reinterpretate pentru a vorbi despre atrocități pe care le-ar face armata israeliană. La fel, în aceeași filozofie, cum a fost folosit explozia rachetei de la spital, tocmai pentru a crea această presiune, nu numai în lumea arabă, dar și în lumea occidentală și în întreaga lume musulmană și mai mult pentru a pune presiune asupra guvernelor din lumea arabă care au relații cu Israelul și care căror relație cu Israelul este esențială pentru securitatea întregii regiuni. Pentru că aici vorbim într-adevăr despre o operațiune care se desfășoară ca și cum a intrat, să spunem, într-un depozit de muniție cu butoaie de pulbere sparte, care curge pulberea așa, și a intrat cu torțele acolo. Că nu vezi pe unde să mergi și trebuie să eliberezi și niște copii care sunt ținuți ostatici acolo și trebuie nici să nu țintești populația civilă și mai trebuie să faci și diferența dacă un adolescent pe care îți sare în față este un palestinian speriat de ceea ce se întâmplă sau este un terorist Hamas gata să se arunce în aer. Vă reamintesc cât de hotărâți sunt israelienii să facă să execute această invazie terestră. Vă reamintesc ce spune la NBC
ministrul israelian al economiei, ostaticii și victimele civile vor fi secundare distrugerii Hamas. Și încă o informație, purtătorul de cuvânt al aripii militare Hamas face apel la masele națiunii noastre, spune el, arabe și musulmane de pretutindeni, să-și apere demnitatea și să mărșăluiască spre exact granițele ceea Palestinei. Exact ce vorbeam mai devreme. Deci un apel, asta s-ar putea să... vom vorbi. Imediat după o scurtă pauză vorbim despre la ce să ne așteptăm. Știm ce s-a întâmplat până acum și vedem ce e pe străzile din orașele europene, americane, ce se va întâmpla după începerea invaziei. Pauză, vă așteptăm. 6 minute. Este seara marelui anunț pe care îl va face Joe Biden, președintele Statelor Unite. Are programat un discurs, li se va adresa americanilor după ce a fost în Israel. Știm că va vorbi despre războiul din Ucraina, știm că va vorbi despre războiul din Israel. În paralel, în Israel, toate informațiile, declarațiile, mișcările, totul ne duce cu gândul la o iminentă invazie terestră în fâșia Gaza. Premierul Netanyahu, ministrul apărării, i-au vizitat pe soldații care sunt masați la granița Israelului cu Gaza. Discursurile au fost în următoarea notă. Li s-a spus soldaților să se pregătească, va fi dat ordinul. Îndată ce soldații vor fi gata. Ei trebuie doar să se gândească la ce au de făcut în fâșia Gaza. Foarte important interviul pe care ministrul economiei de la Tel Aviv îl dă la NBC în Statele Unite și foarte interesantă precizarea pe care o face. Ostaticii și victimele civile vor fi secundare distrugerii Hamas. Și ca să vă dați seama cam care este starea de spirit în Israel acum, mi se pare foarte bună declarația pe care o face o mamă în Haaretz și care spune așa. Nu am timp să-mi plâng mama moartă, pentru că trebuie să-mi salvez copiii. Trebuie să salvez viața copiilor mei. Pentru că acum știți cum e. Trebuie hotărâtă invazia terestră, asta aduce riscuri. Când soldații vor intra în Gaza, vor fi mari riscuri. Acolo sunt civili și sunt cei 203 ostatici pe care i-au luat teroriștii Hamas. Ce vor face soldații israelieni? Foarte complicat. Ni se spune că sunt foarte bine instruiți, că fac lucruri pe care mulți alți soldați nu le fac, că există foarte multe informații, că sunt multe companii de IT din Israel, de exemplu, care de 2 săptămâni se ocupă cu identificarea victimelor, care au cerut tot felul de informații, fotografii de la familiile celor care sunt duși în fâșia Gaza, în așa fel încât ei să fie identificați prin mijloacele electronice, telefoanele mobile, drone care zboară, care îi pot vedea și așa mai departe. Și totuși riscul este uriaș. De aceea e important și anunțul pe care îl face Departamentul de Stat în această seară. Reiterăm avertismentul nostru către părțile și țările ostile Israelului să nu se gândească să se implice în conflict. Toate datele astea ne arată că ceva se va întâmpla și se va întâmpla în curând. Vă reamintesc în studioul Digi24 Liliana Ruse, Ion Meoniță, Marius Pieleanu. Ni se va alătura imediat Virgil Chițac, este amiral în rezervă și este cu noi din Israel, este Herman Berkovits, este apropiat al premierului Netanyahu. Bună seara, domnule doctor! Bună seara! Ne auzim, e foarte bine, imediat am câteva întrebări pentru dumneavoastră, înainte Marius Pieleanu, despre această alegere imposibilă. Nu este civili, ostatici, dar trebuie distrus Hamas. Cum face asta? Intervenția armatei israeliene are toată legitimitatea din lume. În primul rând să rezolve problema cu organizația teroristă Hamas, care va fi în permanență un pericol și o vulnerabilitate la adresa statului israelian. Și în al doilea rând, așa cum spunea și dumneavoastră, să-și identifice și să recupereze victimele răpirilor din Israel în urma atacului din 7 octombrie. Asta e simplu. 2. Israelul trebuie să rezolve și pe termen mediu și lung problema cu fâșia Gaza și cu celălalt teritoriu palestinian, Cisjordania. Aici, poate că domnul Berkovits ne va da un răspuns. Asta este cea mai, mult mai importantă pe termen mediu și lung problemă pe care trebuie să o rezolve decât eliminarea imediată a organizației Hamas. Ea se va întâmpla, vor fi victime, să nu fim naivi.
vor fi victime, pentru că o intervenție armată are victime colaterale de rândul civilor. Are riscuri, sigur. Nu se poate evita. Mai mult decât atât, am mai spus și acum 2 săptămâni, nu știm care este relația de favorabilitate între populația palestiniană și organizația Hamas. Până una alta, Hamas a fost aleasă la un moment dat de către populația din fâșia Gaza. Și după aia n-au mai făcut s-o reprezinte, alege. După aceea n-au mai vrut să plece. Asta e altă discuție. Uh-huh. Deci, dacă populația fraternizează într-un număr mare cu organizația Hamas, atunci va fi o dificultate uriașă pentru armata israeliană să evite victimele colaterale. Nu am niciun fel de grijă în sensul că Iranul sau alte țări care sunt altă ligă, evident, ca forță armată, ar putea interveni fățiș pentru că ar intra în război deschis cu Statele Unite ale Americii. Și nu cred că Iranul, chiar dacă este o putere militară în zonă și altceva, e fosta Persia, are alte obiective și altă atitudine, se poate pune cu Statele Unite la ora asta. Domnule doctor Berkoviț, ajutați-ne să înțelegem momentul. Va fi invazie terestră în Gaza? Când? E clar că va fi invazie terestră, vă dați seama că nu se poate altă. Exact cum a spus și domnul înainte, este un pericol Hamasul pentru noi. Dar să știți, Hamasul nu este un pericol numai pentru Israel, Hamasul este un pericol și pentru toată lumea. Vedeți ce se întâmplă în Europa, cele demonstrații pro-Hamas. Că vedeți ce se întâmplă în Europa, acele decapitări care au avut în Franța. Tragere în Bruxelles, Berlin și așa mai departe. Asta e numai începutul. Ei învață de la Hamas exact să se comporte ca ei. Deoarece Hamasul este o organizație teroristă care pur și simplu ucide, violează, decapitează. Dați seama, au ars copii mici, trag în familie în fața copilor sau trag în copii în fața lor. Vă dați seama ce se întâmplă și el cu acel spital care a trecut ca o bombă în toată lumea și s-a crezut că noi am bombardat și deja au fost proteste împotriva noastră. Vă dați seama că totul a fost o minciună groaznică care a fost... Știm foarte bine că aceste rachete care trag asupra noastră sunt rachete care nu ajung numai la noi, știți? Sunt cel puțin 450 de rachete care au fost trase asupra noastră și au căzut din interiorul Gazei. Deci ei au omorât copiilor și au omorât și pe femeile și pe familiile lor, 450. Așa s-a întâmplat și ieri seara și au murit, se spune, în jur de 50, pe între 10 și 50 de persoane și nu 500, și acum s-a avut toată minciunea. Deci aceste lucruri este foarte contagios și asta este teama pentru noi, nu numai pentru noi, că noi deja trecem o viață foarte grea aici. Și în legătură cu palestinenii de care dumneavoastră ați vorbit, știți dacă astăzi ar fi alegeri în această Cisjordania și cine ar câștiga aceste alegeri? Hamasul. Populația este foarte apropiată de Hamas, nu de Abu Mazen. Din cauza asta, Abu Mazen nu face alegeri în această Cisjordanie, dar știe că va pierde aceste alegeri. Deci trebuie să știm că și Cisjordania nu este sigură, asta e și cauza, că ați văzut și astăzi s-au fost câteva conflicte militare în Cisjordania, într-un oraș lângă Kfar Saba, ceva 5-7 km de un oraș mare a Israelului, unde au fost lupte între teroriștii noi și au fost omorâți, cel puțin. Domnule doctor, ce le răspundeți conaționalilor dumneavoastră, cetățenilor israelieni, care se întreabă de ce a fost nevoie de 2 săptămâni, de ce de 2 săptămâni armata nu face nimic? Ce le răspundeți? Vă spun dumneavoastră că armata noastră este o armată care este formată în special de copii noștri, copii de 18, 19, 20 de ani, care trebuie să facă armata în Israel. Și vă dați seama că sunt copii deja pregătiți și pentru războaie, deși sunt copii, vă dați seama ce înseamnă armată. Și e formată din acei oameni care au fost concentrați în jur de 300, 350, 400, din care sunt oameni în vârstă. Ce înseamnă în vârstă pentru noi, pentru armată, oameni de 30 de ani, 40 de ani? Deci acești oameni trebuie pregătiți. Nu ne-am grăbit, vedeți ce am făcut în această perioadă, încă o bombă și încă o bombă asupra anumite forțe a Hamasului. În fiecare zi încercăm să omorâm cât mai mulți din acești teroriști și pregătim această invazie. De ce? Fiindcă fiecare are pe cineva în această armată și ne teamă, vă dați seama că o să fie într-adevăr o luptă grea. Noi știm foarte bine, dar ei se ascund. Acești teroriști care se fac așa de curajos, nu este să se lupte afară. Ei se ascund ca niște șobolani, niște tunele subterane care sunt pregătite ca
pentru împotriva soldaților noștri. Deci noi avem grijă, în primul rând, să nu ne moare soldații. A doilea rând, totul depinde de armată. Știți că noi armata pregătește invazia și guvernul aprobă. Deci înseamnă că noi suntem pregătiți, însă armata se pregătește. Bun. Nu iese nimic afară deocamdată, dar în câteva, după mine, dacă mă întrebați, da, invazia deja a început. Deja, prin ce? Din că astăzi s-au pus bombardamente foarte grele, foarte grele, foarte multe locuri asupra gazei, foarte multe locuri, deci ne pregătim deja terenul. Mai multe surse ne-au vorbit despre incursiuni care au existat deja pentru recunoașterea terenului, dar și trupe speciale care ar fi intrat deja în Gaza și în zilele trecute. Domnule doctor, cât de mare e pericolul din nord, din Liban, Hezbollahul? Cât de mare e pericolul de acolo? Dați seama că Hezbollah este o putere care s-a înarmat cu armament în special din Iran și chiar și are armament din Rusia, Hezbollah. Și are multe rachete care au primit din Iran, o putere foarte, foarte, foarte serioasă, pe care noi știm că trebuie să avem grijă. Însă astăzi, în nord, noi suntem pregătiți, avem armată foarte pregătită și dacă ei ne încearcă cu tot felul de rachete și cu tot felul de obuze antitank, le primesc înapoi ceea ce trebuie. Trebuie să știe un singur lucru, Hezbollah. Trebuie să se uite la Gaza, cum arată astăzi Gaza. Dacă Hezbollah intră în război cu noi, așa va arăta probabil Beirutul. Așa că trebuie să se gândească și la țara lor, care probabil este Libanul, însă trebuie să știți că nu cred că Hezbollah se grăbește așa de mult să intre. De ce credeți că vine acest nou avertisment, cred că e al cincilea din partea Departamentului de Stat? Reiterăm avertismentul nostru către părțile și țările ostile Israelului să nu se gândească să se implice în conflict. Deoarece deja suntem deja, noi avem un front, trei fronturi deja. Avem frontul de sud, de nord și Cisjordania. Vă dați seama că și Iranul ar vrea să intre în acest război, deci patru fronturi nu este ușor. Din cauza asta vreau să vă spun că sprijinul lui Biden ce a fost aici și ne-a dat, vă dați seama, trebuie să treacă prin Congres acum să ne dea 10 miliarde de dolari pentru sprijin. Vă dați seama ce înseamnă acești bani pentru noi? Iron Dome-ul, care este acele scuturi antiaeriene deja pe care au americii voi să ne ducă înapoi la noi. Știți dumneavoastră, trebuie să vă spun că foarte important să vă spun să știți că tu și asta Gaza a primit foarte mulți bani. Înțelegi, în toți anii ăștia au groazne, sute de mii de dolari. Dumneavoastră știți cât a primit populația civilă din acest bani? 5%. 95% Hamasul a luat, a furat și au construit acest armament. Ei deja învață pe copii mici. Dacă vedeți filme, videoclipuri, copii de 90 ani că să se lupte împotriva noastră și cu ura împotriva evreilor. Deci aceste lucruri nu se mai poate. Vă spun sincer, eu care sunt în Israel și atâtea, avem fiecare zi rachete și încă rachete. Și noastră, tatăl lumea milă de acele persoane care sunt în Gaza. N-am auzit pe cineva să spună de mila copiilor noștri sau de femeilor noștri care trăiesc în tensiune mare, care au multe probleme la noi. Vă dați seama, școlile sunt închise, universitățile sunt închise. Știți câte probleme sunt? Eu am o clinică. Știți dumneavoastră câte probleme de tensiune eu tratez numai în clinica mea, singur medic. Suntem și noi oameni și și noi suntem oameni care avem multe frici, adică avem tensiune și asta trebuie să știe lumea, că și noi puțin trebuie să știe că și noi suntem care trebuie să aibă milă de noi, nu numai de acei refugiați care sunt în Fâșia Aza. Domnule doctor, sunteți un apropiat al premierului Netanyahu. Presupun că stați de vorbă destul de des. Gazetele dumneavoastră în Israel astăzi scriu, aproape toate, că în discuția tet-a-tet pe care Benjamin Netanyahu a avut-o cu Joe Biden, Joe Biden i-ar fi dat undă verde pentru invazia terestră. Dumneavoastră, ce puteți să ne spuneți despre asta? Eu pot să vă spun numai ce apar la televizoare. Ceea ce vorbesc cu domnul Netanyahu este secret, nu vorbesc absolut mult lucru și vă dați seama, ultima dată m-am întâlnit marți cu el, când am fost cu domnul premier Marcel Ciolac în Israel. Am fost domnul Marcel Ciolac în Israel și ultima dată m-am întâlnit cu el. Am vorbit eu cu astăzi cu domnul Netanyahu, noi suntem prieteni foarte buni. De 30 de ani suntem prieteni buni, suntem medicul de familie și tot ce este legat de noi.
este, eu pot să spun numai ceea ce scriu ziarele, mai mult de atât sau ceea ce spune alte lucruri este, domnul Netanyahu este parte, Biden poate i-a dat, a cerut ca să ajutăm acea fâșie ază, să deschidem acea fâșie ază, dar vă dați seama, noi am deschis această fâșie ază. Mă s-a dăzut odată un război în ultimii ani, ceva care a deschis o fâșie pentru populația ca să nu-i omorăm și nu vrem, dar ei folosesc ca un scut teroriștii pe aceștia, nu le pasă că sunt copiilor, se învăță. Știți noastră că au avut benzină, petrol, au avut acești oameni în partea de sud și teroriștii de Gaza au venit și au furat totul. Nu au acum nici petrol și în cauza că teroriștii de Gaza au furat totul. Am primit probabil, televizoarele spun că clar că el ne susține Biden foarte mult. El a văzut și toate videoclipurile, ceva. Eu tână spun la toată lumea, trebuie de arătat la toată lumea aceste videoclipuri prin care că cineva vede un videoclip nu poate să stea, nu poate să stea în față și să nu șteargă o lacrime, să vadă cu niște copii. Dar deci acum avem ostatici peste 30 de copii. Uh-huh. Avem oameni bătrâni ostatici 10-20. Avem niște 50 de oameni care ce v-au făcut, domnule? Au acești copii. De ce ați luat? De ce ne înorociți? De ce? Noi luăm ostatici femeile divorțate din Gaza, ne luăm ostatici copii. Le mai spunem încă o dată telespectatorilor noștri, din cei 203 ostatici, 40 sunt copii și bebeluși și 60 sunt persoane de peste 65 de ani. Vă mulțumesc, domnule doctor. Herman Berkowitz este medicul personal al premierului Benjamin Netanyahu, în direct la Digi24. Vă mulțumesc. Toate indiciile, toate informațiile, toate declarațiile ne spun același lucru, că este iminentă invazia terestră a armatei israeliene în fâșia Gaza. Avem o informație nouă în acest moment. Este vorba despre un atac. Drone și rachete au vizat o bază aeriană americană. S-a întâmplat în Irak. Este baza care găzduiește trupe americane. Mai multe explozii auzite în interiorul bazei. Asta spun surse de securitate pentru Reuters. Este un capăt de informație. Așteptăm să primim mai multe detalii. Două drone au vizat aceeași bază aeriană din vestul Irakului, folosită de forțele americane. O dronă a vizat o bază din nordul Irakului. Asta spune un oficial american pentru Associated Press. Forțele americane le-au interceptat pe toate trei, distrugându-le, având un semn de întrebare în legătură cu a treia, care a dus la răniri minore, deci a treia și-a atins ținta, a dus la răniri minore în rândul forțelor militare americane. Asta se întâmplă în Irak. Aduceți-vă aminte de avertismentul Departamentului de Stat pentru toți cetățenii americani, militari sau nu, de peste tot din lume, să fie atenți, securitate maximă, pentru că există posibilitatea unor atentate asupra cetățenilor americani sau asupra intereselor americane peste tot în lume. Erau informații care veneau de la Departamentul de Stat. Lili Ruse, urmează discursul. Urmează discursul. Se leagă discursul de ce ar urma să facă armata israeliană? Nu se poate să nu se lege, pentru că Joe Biden a fost acolo, a stat de vorbă cu premierul Netanyahu și e greu de crezut că Israelul, care este practic unicul aliat, sau mă rog, cel mai important aliat al Statelor Unite în regiune, nu are consultări cu președintele Statelor Unite. Însă mă gândeam cât de grea devine sarcina lui Joe Biden, mai grea decât era în momentul în care apar astfel de informații cu baze americane atacate, cu civili în pericol, victime, potențiale victime americane. Este lucrul pe care administrația a încercat să-l evite și s-a stăduit și a reușit să-l evite încă din momentul în care și-a anunțat sprijinul fără rezerve pentru Ucraina. Atunci a fost foarte clar transmis de la nivelul Casei Albe și la nivelul Departamentului de Stat faptul că nu vor exista în niciun fel implicări ale soldaților americani, ale trupelor americane și că nu vor fi victime pentru americani. De data aceasta, Joe Biden trebuie să le garanteze tuturor americanilor faptul că nu sunt în pericol. O sarcină care devine cumplit de grea în momentul în care America are interese în absolut toată lumea, are civili,
are firme, are, bineînțeles, reprezentanțe diplomatice. Joe Biden trebuie să creeze acest sentiment de siguranță pentru a putea obține în continuare suportul populației pentru, cum să spun, decizia americanilor de a sprijini și Ucraina și Israelul. Însă, vorbea domnul profesor mai devreme de sondaje, nu știm care este situația susținerii pentru Hamas în regiune. Am găsit un articol al jurnalistei Sidonia Bogdan, citat un sondaj făcut de către un prestigios think tank și acolo rezultatele sunt următoarele. În septembrie 2023, 53% dintre palestinieni susțin rezistența armată împotriva Israelului și majoritatea dintre ei l-ar vota pe liderul Hamas ca președinte în detrimentul lui Mahmoud Abbas, președintele autorității palestiniene. Este ceea ce bănuiam, că există o susținere semnificativă în rândul populației palestiniene, mai ales din fâșia Gaza, pentru Hamas. Uh-huh. Ceea ce creează o dificultate în plus față de intervenția armatei israeliene. Nu știm. Dacă, de pildă, vor asigura, ne așteptăm asta, să aibă un cordon Hamas de copii pe care să-i scoată în fața puștilor. Cum vei reacționa? Adică, cum să spun, uman nu tragi. Pe de altă parte, trebuie să rezolvi problema cu organizația, că în spatele acestui lanț de sunt copii teroriști. Și de femei sunt teroriștii. Adică eu sunt convins că ezitările armatei israeliene nu derivă din lipsa de pregătire, ci pur și simplu din aceste valori pe care trebuie să le respecte, pur și simplu. O armată civilizată nu omoară copii, nu omoară femei, nu omoară bătrâni, nu omoară civili în general. Da. Dar sigur, se luptă cu o altă armată care nu are niciun fel de regulă. Amiralul în rezervă, Virgil Chițac, este cu noi. Bună seara, domnule amiral! Bună seara, vă salut! Vrem și părerea dumneavoastră, după care am câteva întrebări în legătură cu armada asta pe care a trimis-o Statele Unite în estul Mediteranei, pentru că în fiecare zi s-au adăugat forțe noi și sunt foarte curios ce ne veți spune. Înainte, la ce vă așteptați? Invazie terestră când? Este indubitabil că va fi invazie terestră. Nu discutăm, dacă va fi, sigur va fi, nu discutăm despre justețea acestei invazii, evident că este justă. Ce vreau eu să aduc în discuție este dificultatea acestei invazii. Las la o parte ceea ce s-a mai spus, că va fi un război de gherilă urbană care în mod natural va antrena și victime colaterale. Nu ne putem imagina că pot fi distruși fizic toți palestinienii. Lucrurile se complică cu atât mai mult cu cât densitatea populației este foarte mare acolo. Deci vorbim de 2 milioane de israelieni pe o fâșie de 40 pe 10, deci 400 de kilometri pătrați. Însă, cu cât vor fi mai multe victime nevinovate, domnule Prilipceanu, cu atât opinia publică se va inflama. Și nu mă refer la cea orientală, cea arabă, chiar și la cea occidentală. Și dacă din cea occidentală dăm la o parte extremele, extrema dreaptă și extrema stângă, care să spunem că nu e așa, sunt favorabile palestinienilor și judecăm în zona normală, vor fi mulți oameni care atunci când vor vedea victime nevinovate, vor face presiune pe guvernele europene, pe guvernele occidentale. Va fi foarte greu pentru decidenții politici occidentali după aceea să mai susțină invazia. Mai mult decât atât, arătați în ecran, jos în stânga. Bombardamentele acestea au făcut ca populația civilă nevinovată, foarte afectată de acestea, să fraternizeze cu Hamas. Dintr-un sentiment de revoltă, de frustrare, coeziunea palestinilor în jurul Hamas a crescut. Și mai e ceva. Filozofia lor de viață. Haideți să ne gândim că ei cred foarte mult în doctrina asta a imortalității individuale, escatologia asta, cred în înviere, cred în judecata de apoi. Ori din această perspectivă a fi sinucigași în numele lui Allah devine un sacrificiu ce în mintea lor poate fi răsplătit în următoarea viață. N-aș generaliza, și noi credem în înviere și în cazul lor este exact același lucru, doar că unii sunt radicalizați pentru că se ocupă cineva de psihicul lor, pe fondul ăsta de sărăcie pe care l-ați descris foarte bine.
Bun, e clar că invazia nu putea să aibă loc până acum. Eu cred că președintele Biden este foarte preocupat de ce se va întâmpla după. Eu cred că încă izraelienii, guvernul izraelian nu are foarte clar în minte ce se va întâmpla după, după ce Hamasul va fi lichidat. Pentru că, hai să spunem, Hamasul va dispărea, însă ideologia din care a apărut nu va dispărea. De aici și pericolul, exact cum spuneți. Ok, se termină operațiunea militară. Când se termină și cum se termină? Ce se va întâmpla după? Joe Biden își punea problema ca nu cumva trupele israeliene să rămână în fâșia Gaza. Ne întoarcem la dumneavoastră, domnule amiral, dar înainte, Ion Meioniță, la ce vă gândiți când vedeți această precizare? Viețile civililor ostatici sunt importante, da? E unul dintre obiective, dar cade secundar, cade pe locul 2, în fața obiectivului de a distruge teroriștii Hamas. Este foarte clar, exact ceea ce spune. Principalul obiectiv este distrugerea Hamas. Și încât ce se întâmplă cu obiectivul 2 sau 3, vom vedea. Dar obiectivul principal al invaziei este Hamas. Sigur că toți vor să-și salveze oamenii. Și vor, într-adevăr, pentru că gândesc. Nu sunt niște fanatici. Nu avem de-a face cu fanatici care se duc să omoare tot ce întâlnesc în cale. Deși au pierdut copii. Familii întregi, măcelărite. Sigur că te-ai gândit că la o primă reacție pui mâna pe armă și tragi în tot ce mișcă de partea cealaltă. Dar nu este așa. Nu este așa. Avem de a face cu o operațiune militară, nu cu o operațiune teroristă. Și nici măcar nu este o operațiune de pedepsire, ci a populației. Ci o operațiune de lichidare a acestei forțe teroriste care, din păcate, în ultimii ani s-a întărit, a beneficiat de susținere, a beneficiat de condiții bune cu Israelul, să spunem, pentru că a existat această concepție în Israel și, într-adevăr, societatea izraeliană interiorizează șocul acum. Pentru că li s-a spus, au crezut că, hai, dacă lucrurile vor merge, dacă din ce în ce mai mulți vor reuși să vină în Israel să lucreze în fiecare zi. Și e logic să gândești așa ceva. Vine să muncească, se întoarce cu niște bani într-o zonă săracă, are ce să dea de mâncare la copii. S-ar vor schimba lucrurile? Nu s-au schimbat. Toate aceste, sub acest văl, să spunem că toți suntem în zonă, dedesubt a crescut terorismul, s-au înarmat până în dinți și ați văzut. Nimeni, cred că, nu s-a așteptat să fie mii de rachete lansate încă în același timp. Încă au. În tunelurile respective și fabrică, probabil în continuare, mai au țevi de tăiat, nu le-au tăiat pe toate în sfârșit, dar șocul este cu atât mai mare cu cât îți dai seama că au fost într-o eroare strategică în această relație, n-au știut ce se întâmplă sub ochii lor, pentru că taberele Hamas nu sunt undeva peste mări și țări, sunt la 2-3 km de frontieră, le vezi unde se antrenau. Și probabil mult timp au zis mai dau o rachetă, mai trimit ceva, mai un atentat, dar în general lucrurile sunt sub control. Dedesubt nu era decât controlul Hamas și planificarea extrem de laborioasă a acestui atac fără precedent pentru Israel. Sigur că acum e clar că e o amenințare existențială, nu pentru că Hamasul ar putea să distrugă statul Israel pentru un atac direct, dar pentru că poate genera, exact cum discutăm, poate genera o stare de insurgență în statele arabe care înconjoară Israelul, poate să pună probleme guvernelor de acolo, poate să creeze haos, exact ceea ce teroriștii îți doresc. Pot să escaladeze, pot să meargă pe varianta Iran, care, dacă nu direct, prin Hezbollah și prin Hamas și prin jihadul islamic, poate să escaladeze și mai mult, de să fie un război generalizat. Și de aceea vorbeam că
speranța este în puterea, uriașa putere militară pe care Statele Unite au dus-o în Mediterana de Est și nu numai pe apă, nu numai cele două grupuri navale, la care să mai adaug un al treilea, ci și divizia 101 care este deplasată în Iordania pentru a-și proteja aliatul, că și Iordania este aliat al Statelor Unite în zonă. Deci s-a ajuns la nivelul la care forța militară, pe lângă ce înseamnă diplomație, va conta foarte mult în a descuraja ceea ce spune președintele Biden, ceea ce spune Departamentul de Stat. Don't! Dacă vă gândiți să o faceți, nu o faceți! Pentru că nici măcar să nu vă gândiți. Nici măcar să nu luați în considerare așa ceva. Deci situația extrem de periculoasă în general, dar Israelul nu are decât o singură cale, să meargă în Gaza. Altfel nu își asigură securitatea. Și mai e o chestiune, e un sprijin puternic al societății izraeliene pentru invazia în Gaza, în speranța că în sfârșit se va termina odată și odată cu Hamas. Însă mă gândeam la declarația ministrului economiei referitoare la ostatici. Poate părea cinică, dar este realistă, din păcate. Pentru că Israelul are o istorie în a încerca să elibereze ostaticii luați de grupările teroriste. Merge foarte greu. Amintiți-vă că soldatul izraelian eliberat a fost eliberat după 5 ani. Și asta în urma unor schimburi de prizonieri. Hamas a format în 2016 o unitate specială care se ocupă cu asta, cu ostaticii, condusă de Mohammad Deif la început. Sunt foarte bine antrenați cei din Hamas să gestioneze situația cu teroriștii. Mă uitam astăzi la clipul pe care l-au făcut atunci când au anunțat formarea acestei unități. Doamne, era o adevărată plăcere să te uiți cât de bine își tratau ostaticii. Erau umani, repet, în clipul de promovare acestei unități. Umani, grijulii, e doar o situație temporară. În realitate sunt de o cruzime înfiorătoare, de o cruzime îngrozitoare. Și lipsa lor de umanitate în a-și trata ostaticii și deținuții este deja, depășește orice limită. Ne întrebam ce se va întâmpla după succesul anticipat și previzibil al armatei izraeliene în Gaza. Cred că vor aplica modelul american de operare în zonă. Adică se vor organiza alegeri libere după o perioadă sigură în care totuși armata izraeliană va rămâne în fâșia Gaza. E opinia mea. Cred că se va construi pe model corean o fâșie, o zonă de siguranță mult mai largă, deși 12 km nu prea ai de unde să mai iei. De unde zei? Dar cu siguranță americanii vor impune și bine vor face și sper să facă așa, alegeri libere după ce Hamas va fi eliminat. Și atunci, sigur, ăsta e spiritul american, da? Poporul decide. Democratic. Și vor merge la vot. Și așa se va întâmpla. Asta e calea. Asta e calea. Asta e soluția. Nu e alta. În Marea Roșie, un distrugător toată regiunea. Dar vom vorbi despre asta imediat. Un distrugător al armatei, al marinei americane în Marea Roșie a interceptat mai multe rachete care zburau către nord din Yemen. Se vorbește despre rebelii Houthi. Este o grupare susținută de Iran. Da. Nu știm pe cine vizau respectivele rachete. Oricum, nava americană le-a interceptat. Despre forța colosală trimisă de Statele Unite în estul Mediteranei. Vorbim imediat după o scurtă pauză și tot atunci despre un lucru care ne preocupă pe toți. După ce va începe invazia terestră, ce se va întâmpla pe străzile noastre? Ce se va întâmpla cu ceea ce poliția germană numește un război religios care se desfășoară pe străzile orașelor din lumea civilizată? Vă așteptăm după pauză. Două războaie. Ne interesează pe toți, ne afectează pe toți. Războiul din Ucraina și războiul din Israel. Despre ele va vorbi în această noapte președintele american Joe Biden. Intrăm în detalii imediat, dar înainte. Domnule amiral, am numărat 10 nave din cele două grupuri de luptă pe care americanii le-au trimis deja în estul Mediteranei. Știm cu toții, am tot vorbit, două portavioane, Gerald Ford și Dwight Eisenhower. Ni s-a părut foarte interesant că primind vești despre forțele americane care ajung acolo, a venit și informația conform căreia pe lista navelor se adaugă una de comandament și care este navă NATO. Ce înseamnă asta?
Acum, deci noi acum avem în estul Mediteranei, avem două grupări puternice, în centrul cărora se găsesc cele două portavioane, trimise acolo de americani cu scopul de a descuraja, de a preveni escaladarea. Pentru că e bine să nu se întâmple. Nava aceasta de comandament NATO implică, în mod normal sau semnalul, este implicarea întregii lumi occidentale. Ce vreau eu să remarc legat de chestiunea asta, o reprezintă poziția Turciei. Președintele Erdogan a avut un discurs critic atât la adresa secretarului de stat Blinken, dar și la adresa prezenței militare, navale, puternice a americanilor acolo. Turcia e greu de înțeles. După normalizarea relațiilor cu Israelul, uitați-vă că din nou se detensionează. Noastră anunțați că în seara aceasta că guvernul israelian vrea să-și retragă ambasada din Turcia. Ei vor să fie un stat broker de pace, dar din lorile lor de poziție au devenit un stat problemă pentru americani în ultimul timp și lucrul ăsta este cu atât mai îngrijorător cu cât americanii, mă rog, NATO, au acolo la Incirlik o bază militară extrem de puternică unde sunt și focoase nucleare, dacă nu mă înșel. Bun. Eu cred că chiar dacă conflictul acesta escalada, deși e bine să nu se escaladeze, nu se pune problema ca armata izraeliană, care este extrem de puternică, să nu-i facă față. Ceea ce și-au dorit ei și ce-ți doresc să escaladeze conflictul are o miză, și anume miza este, dacă vă uitați la ce s-a întâmplat acum 50 de ani, în 73 și acum, să știți că sunt multe asemănări. Și atunci și acum serviciile israeliene de informații au fost luate prin surprindere. Însă miza pe care o văd eu în momentul ăsta este următoarea. Israelul e aceeași miză ca în 73, să renunțe la o parte din teritoriile cucerite și de asemenea ei doresc, arabii palestinieni, să fie pusă la îndoială reputația Israelului ca forță dominantă în Orientul Mijlociu. Suplimentar acum mai există o miză și anume ca Israelul să nu-și normalizeze relațiile cu Arabia Saudită, ceea ce se întâmplase. Și dacă spuneați că ați început înainte de pauză să spuneți că un distrugător american a interceptat o rachetă trimisă de rebelii Houthi, nu putea fi trimisă, că ei sunt pro-iranien, decât spre Arabia Saudită. Ori și asta poate fi catalogată din punctul meu de vedere ca o provocare. Se pare că informațiile sunt situație mai gravă decât a părut inițial, apropo de ce s-a întâmplat în Marea Roșie, pentru că imediat, n-a trecut mult timp, Pentagonul a anunțat că e în plină analiză situația acestor rachete. A fost vorba acolo despre rachete de croazieră, rachete de croazieră de atac terestru, și mai multe drone operate toate de rebelii Houthi, iar Pentagonul verifică dacă aceste rachete se îndreptau către Israel. N-au trecut 3 minute și presa israeliană spune că oficialii de la Tel Aviv verifică dacă rachetele lansate din Yemen ale rebelilor Houthi, interceptate de o navă de război americană, au fost îndreptate către Israel. Este probabil varianta corectă spre Israel, pentru că Arabia Saudită tocmai și-a normalizat relațiile cu Iranul. Cele două puteri, una sunită, una șiită din lumea musulmană, prin negociere chineză au reușit să își reia relațiile. Deci Houthi cred că n-aveau de ce să declanșeze aceste tiruri către Arabia Saudită din moment ce relațiile celor două țări au ajuns la un nivel mult mai bun decât era cu în momentul în care Houthi ataca cu tiruri de rachete, ataca obiective economice importante din Arabia Saudită, marile rafinării de petrol erau țintite în acel moment de rebelii susținuți de Iran. Probabil că încercau să atingă Israelul în ceea ce spuneam mai înainte.
o încercare a Iranului ca prin terți, prin milițiile pe care le sponsorizează și pe care le finanțează și le susține, să amplifice și mai mult starea de război din Orientul Mijlociu și atacurile la adresa Israelului. Probabil, deocamdată, sunt datele pe care le avem în acest moment. Pentagonul va spune mai multe. Acest distrugător a doborât, spuneau, 2 sau 3 rachete. Asta am văzut și eu pe comunicatul oficial, dar să vedem și datele ulterioare legate de ce se mai întâmplă. Dar cred că întreaga zonă este explozivă în acest moment și se vor găsi nenumărate grupuri care în acest moment vor ieși la suprafață și vor încerca să atingă diverse obiective israeliene sau americane. Știi ce e de înțeles aici? Ce am vrea cu toții să știm? Probabil că nu avem cum, e prea devreme. Iranul vrea în felul acesta să intre în război? Iranul vrea în felul acesta să stârnească un război care să cuprindă toată regiunea? Sau sunt niște grupuri, grupuscule, care se folosesc de ocazie pentru a intra în fotografie? Pentru a atrage atenția? Greu de făcut diferența, dar de ce n-ar vrea Iranul să distrugă Israel? Din moment ce o declară și din moment ce înarmează aceste grupuri și le susține, dacă dai bani pe o armă, dai bani ca să o folosești. Când este momentul și acum este momentul. Cred că absolut toate grupurile astea acum au verde să declanșeze atacul. Bun, vedem ce se întâmplă totuși cu Hezbollah, că dacă Iranul avea asemenea intenții războinice, începea clar războiul. Pericolul nu este exclus. Nu este exclus, dar deocamdată cred trufia că... Trufia și orgoliul unui fost mare imperiu nu se diminuează așa, se pierde. Ne referim la Iran. La Iran, sigur. Da? Nu, sunt și alte jocuri de... A fost Persia. A dominat lumea antică. Deci dacă ar fi avut acest interes... Eu mă gândesc că începeau deocamdată este stilul acesta de șicane pe care Iranul practică prin proxy, prin toate milițiile, prin toate grupările despre care vorbea și Ionioniță, pe care le finanțează cu milioane de dolari, zeci de milioane de dolari anual. E o tentativă a Iranului de a ține sub tensiune toată zona. Nu cred, adică în momentul ăsta, din toate analizele pe care le-am citit, nu sunt semnale că Iranul ar vrea să intre într-un război. Da, se declanșeze una, nu. Dar are Hezbollah, are Houthi, are Hamas, are multe miliții, multe grupuri care ține Israelul în corzi. Asta vor încerca să facă și nu doar Israelul să-l țină în corzi, pentru că realist vorbind din nou, rachetele acelea dat fiind amplasarea armamentului american, navelor americane, greu de crezut că ar fi atins Israelul și e greu de asemenea de imaginat vreo situație în care Israelul poate fi lovit. Profesor, Iran. Spuneam, trufia unui uriaș imperiu care pe vremuri era civilizator. Adică ce să înțelegem? Că vrea să aibă un cuvânt de spus, să fie luat în seamă. Nu vrea să fie doar temut. Este un lider regional, indubitabil. Sigur, negativ, dar e un lider regional. Iranul este într-o contradicție ireconciliabilă, cum ar spune un clasic marxist, cu Statele Unite și cu lumea liberă. Este din nou aceeași discuție. Democrație, autocrație. Democrația se ocupă de bunăstarea oamenilor, autocrația se ocupă cu bunăstarea unui singur om. În cazul nostru, Ayatollahului. Deci lucrurile, și nu-i putem scoate din paradigma asta. Eu sper că forțele binelui, în situația de față acele portavioane din Mediterana, vor impune democrația. Mie mi-a rămas în cap, domnule amiral, mi-a rămas în cap ce ați spus despre nava de comandament a NATO. Că prin ea, de fapt, înțelegem că toată lumea civilizată, toate țările NATO pot fi acolo pentru că așa sunt comandate toate forțele. Poate această forță uriașă, această armada, să descurajeze Iranul? Pentru că știm că de-aia a fost trimis acolo. Că Iranul își dorește să distrugă Israelul, dar nu poate, domnule, să distrugă Israelul. Și noi trebuie să ne gândim că Israelul dispune de cea mai importantă armă de descurajare, arma nucleară. Deci, evident că nu se pune problema, repet, chiar dacă escaladează, armata Israelului este extrem de puternică și dacă intră Iranul întreg în război, nu se pune problema să nu învingă. Asta este opinia mea. Ei își doresc, evident că își doresc, dar sunt în același timp realiști. Vă spun, părerea mea este că ei pun la îndoială și vor acum să pună la îndoială forța Israelului,
care este una dominantă în Orientul Mijlociu și, de asemenea, vor să pună în discuție teritoriile care, în opinia lor, au fost cucerite și care aparțin Palestinei. Acesta a fost miza domnului Perlicianu și în 1973, să știți. Un minut mai avem. Ion Meoniță, legătura cu Ucraina, apropo de discursul care se va referi la ambele războaie, apropo de obuzele care merg brusc către Israel și nu mai merg către Ucraina, dar Ucraina a primit ATACMS. A primit rachete cu rază. Chestiune care le nervează rău pe Putin. Exact. Deci aici nu e niciun fel de problemă. Doctrina de securitate americană spune că Statele Unite sunt pregătite în orice moment să susțină două conflicte majore în două părți diferite ale planetei, plus alte două regionale. Deci aici nu se pune problema incapacității americane de a susține în continuare Ucraina, pentru că susține Israelul. Și asta se vede și în dispunere. Mm-hmm. Pentru că portavianele și grupările navale nu pot să intre în Marea Neagră, dar pot să stea în Mediterana și să acționeze acolo. Asta Marea Neagră. Exact. Vin atacul Hamas. Plus că din estul Mediteranei vezi foarte bine ce se întâmplă și în Marea Neagră, plus că avioanele F-35 sunt, zboară și fac poliția aeriană și în România, pe lângă F-16 americane, așa încât aici nu este o debalansare de forțe, chiar dacă la un moment dat prioritar acum Statele Unite trebuie să susțină, nu că trebuie, susțin Israelul, pentru că asta este una dintre pietrele de temelie ale strategiei americane. Mulțumesc mult, vă mulțumesc tuturor. Pauză, ne întoarcem, urmărim ce se întâmplă, inclusiv cu aceste grave incidente din Marea Roșie. Vă așteptăm.